Bulevardul Unirii este făcut de Ceaușescu printre foarte multe lucruri rele pe care le-a făcut Ceaușescu trebuie să fim monești și să recunoaștem că a făcut și câteva lucruri bune nu chiar tot ce a făcut el e rău Bulevardul Unirii a fost făcut de către Ceaușescu, mă rog, de proiectanți, de arhitecți în perioada respectivă să fie mai lung și mai lat decât șonzelizei. Este un bulevard cu un enorm de mare potențial. Ce? -a... Eu locuiesc pe... în zona Unirii de vreo 12 ani. Dar nu eram primar. Și pur și simplu mă duceam acasă târziu, plecam de acasă de vreme și mă... nu mă impacta ce se întâmplă acolo. Știam dificultățile cotidiene. Când am ajuns primar și am luat la pas fiecare stradă, și fiecare bulevard, și fiecare zonă în parte, atunci mi-am dat seama că bulevardul Unirii arată oribil. La intrarea la intrare în scara de bloc, la fiecare scară de bloc, erau grătare de metal. Acele grătare. De care, pe care te ștergeai, ștergeai pantofii de noroi pentru că realmente era o zonă vorba vine spații verzi, în realitate se parca pe pământ uh, ieșeai cu copilul cu căruciorul din casa scării ca să te plimbi printre mașini și riscai să te lovească o mașină ieșind din casa scării pentru că circulau mașinile pe acolo era o zonă, un haos, adică nu era nimic reglementat. Și am început un segment, haideți să vedem dacă putem să facem ceva. Și mă amintesc că stăteam acolo cam jumătate din zi, cel puțin jumătate din zi, nu permanent, ci mă duceam, mai stăteam jumătate de oră, o oră, mai plecam, mai făceam treburile, reveneam pentru a încerca să găsim acel profil care să ne satisfacă, să fie și util, să fie și funcțional. Așa, e, am reușit să facem un segment, după care evident că l-am extins și Bulevardul Unirii, chiar pot să vă spun că am venit cu străini acolo și au rămas foarte surprinși de felul în care ar putea să arate un, bu un bulevard în București. sunt într adevăr satisfăcut că am reușit să facem așa ceva. Nu este încă 100% finalizat, mai ales că am fost de, anunțați de către cei de la Panova că au niște lucrări acolo în zona Mircea Vodă și Bulevardul Nirii, unde au niște lucrări mai ample și a trebuit să oprim noi lucrările pentru a i lăsa pe dâns și să și să finalizeze, așa că a rămas o zonă ne reabilitată și mai avem câteva zone unde, din punct de vedere administrativ, la tribunal și la bibliotecă, unde nu avem administrarea și n-am putut să intervenim, dar am făcut solicitare și sper în cel mai scurt timp să primim de la Ministerul Culturii și de la Ministerul Justiției administrarea pentru acele zone și să reușim să avem o zonă în București în care să putem să mergem cu orice vizitator din afara Bucureștiului sau din afara României, să le arătăm că și noi, în România, știm să facem lucruri cu adevărat și de calitate și de bun gust și bă, de ce nu, care să arate și foarte bine. Am făcut în sectorul 3 în ultimii 3 ani ce nu s-a făcut niciodată, nu doar în sectorul 3, ci niciunde. Nu știu să există așa ceva în România, și anume. Uh, au fost puse garaje. Din 90 încoace, ne amintim perioada garajelor prefabricate din București. Ele undeva prin 2005-2006 au fost scoase garajele și în locul lor s-a turnat beton și asfalt. Nu e rău că au fost scoase garajele și că s-au făcut parcări. Similar cu ce avem noi astăzi. Rău e faptul că n-a avut niciodată un proiect la bază. Niciodată. Iar noi am venit acum și cei de la ADP erau obișnuiți să dea cu vopsea pe asfalt. Și am spus, ok, și planul? Ce plan? Că muncitorii de acolo, dau ei cu pasul, dau ei cu... Bă, poate așa ceva... Am făcut releveul pe toate parcările, avem proiect pe toate parcările și le-am retrasat având la bază cea, ce n-a avut niciodată, niciunde, și anume proiect. Avem la ora asta proiect. Evident că anumite parcări le-am reconfigurat, evident că orice schimbare într-o zonă urbană creează și ceva disconfort, neplăceri. Este adevărat că nu am făcut o schimbare chiar nemțească așa cum mi-aș fi dorit eu și a trebuit să o mai lăsăm ca asociația de proprietari, că vecinii, că cetățenii, că vor să... Și am încercat să nu facem chiar o schimbare radicală. Dar în esență avem într-adevăr o reorganizare a parcărului în sectorul 3 unde am crescut numărul locurilor de parcare într-un mod substanțial. Noi români avem un gunoi umed. Nu ne putem abține să nu aruncăm oala de ciorbă la gunoi că dacă s-a stricat, ce să faci? O pui la gunoi. Prea puțin conștientizează că poate să fie folosită și o pentru asta. Sau pepenii. Nu mi-a plăcut, i-am pus acolo, i arunc la gunoi și avem gunoiul foarte umed. Zeama din gunoi, că se întâmplă, să se mai spargă pubelele, să fie găurite, să le mai ardă, să mai. Curge zeama aia de acolo și nu-i deloc sănătos pentru că dezvoltă tot felul de lucruri. Acum nu mai e cazul pentru că este în subteran, au o bașă specială, vin și drănează din, din când în când. 2. E clar de miros că am rezolvat problema ele fiind îngropate acolo, fiind închise relativ etanș. O mare problemă, și anume acei indivizi, acele persoane care vin să caute în gunoaie să ia reciclabilul, de prea multe ori se întâmplă să-l răstoarne pentru a aduna mai bine din el și îl lasă așa. Bate vântul și noi muncim să-l adunăm. După care vin dânsi și ne fac mizerie înapoi, ceea ce dă, în afară de aspect și confort, e o chestiune în mare măsură de sănătate. Și am văzut preocuparea în toate studiile sociologice, prima preocupare a românilor, și pe bună dreptate este preocuparea pentru sănătate. Da, avem nevoie să menținem curățenia, pentru că numai așa putem să fim sănătoși. De aceea am și pus taxă zero la gunoi, a fost o altă, un alt angajament din campanie, taxă zero la gunoi în sectorul 3 și vă spun cu multă satisfacție, pe lângă faptul că au economisit foarte mulți bani și oricine poate să facă un calcul, și anume mai mult de 50 de milioane de euro au fost economisiți de către cetățenii din sectorul 3 doar de la taxa de gunoi pe un mandat, pe 4 ani de zile dar am crescut și nivelul de curățenie, pentru că dacă nu mai plătești taxe de gunoi, nu mai ai nevoie să faci contract că să ia de la toată lumea, de ce să mai lași gunoiul în zone neamenajate, în zone necontrolate? Da, nu doar că am început, suntem singurii care avem astfel de pubele și îmi face satisfacția este cu atât mai mare cu cât experții de la care au întocmit strategia pe salubritate Angajați de către primaria generală, au impus în strategia de salubritate ca și celelalte sectoare să facă ce facem noi în sectorul 3, și anume aceste pubele inteligente. Am văzut că vorbesc anumite persoane despre faptul că noi în București sau noi în România n-am avea spații verzi. Mă refer la sectorul 3 la ora asta, în momentul acesta. Pot să vă spun că am vizitat toate marile capitale ale lumii și le-am vizitat nu doar așa să mă plimb, ci pur și simplu m-a interesat subiectul. Lăsând la o parte, știu și eu, Hamburg, care e într-adevăr un oraș foarte verde, cred că suntem peste toate celelalte la un loc, fără niciun fel de discuții. Și la ora asta este chiar foarte la îndemână. Oricui n-ar nevoie decât de un calculator conectat la internet să intre pe Google Earth și să vadă o imagine de sus cum arată. Sectorul 3, într-adevăr, este un sector verde. Iar noi îl ajutăm să fie și mai verde. Cum anume? Nu doar prin extinderea și tratarea spațiilor verzi, ca de exemplu, chiar unde am parcare, unde avem parcare, noi încercăm să punem copaci, astfel încât să avem mașinile jos la umbră, și foarte bine și pentru mașini și pentru toată lumea, iar sus să avem copaci, să avem verde, avem răcoare, avem oxigen, avem aerul filtrat, nu avem decât avantaje. Mă rog, întreținerea nu, nu e neapărat o operațiune ușoară. Dar încercăm să extindem și în alt mod, ca de exemplu, pe Calea Vitan, era o linie de tramvai cu piatră și creșteau bălării din loc în loc, o zonă aridă care arăta groaznic mie. Îmi era jenă ca, nu, ca primar, că deja mi era greu ca primar, dar ca cetățean îmi era jenă să îmi dau seama că e orașul în care locuiesc cu acea linie de tramvai unde din nefericire încă mai sunt foarte multe în București, din fericire nu mai în sectorul, nu mai avem așa ceva în sectorul 3. Cu piatră ca la triaj la Caracal, știți? Așa. Și am venit și am pus iarbă. E un gazon atât de bine arată și asta vară când era canicul aia, cum n-a mai fost în ultimii 50 de ani, așa caniculă și lipsă de ploaie, arăta atât de bine că am văzut cetățeni care rupeau fire de iarbă să se asigure că e iarbă naturală, nu e gazon artificial. Iată un alt mod de a crește spațiile verzi. Le-am pus sisteme de aspersie Vara sunt bine irigate, arată foarte bine și mai ales uh, un mare avantaj este că avem costuri foarte reduse. Așa cum vă spuneam, avem un buget mic la sectorul 3, dar încercăm să facem cât mai multe lucruri din banii puțini pe care avem. Așa că nu ne permitem să plătim apă la apa nova, care e scumpă, care are clor, care este neaclimatizată. De exemplu, vara când este foarte cald, să dai cu apă rece, faci șoc termic plantelor. Noi luăm apă din lac, care este și aclimatizată, este și fără clor și nu ne costă nimic.